Prima cale ferată din România unește localitățile Anina și Oravița din județul Caraș-Severin. A fost dată în exploatare în 1863 pentru transportul de mărfuri și călători. Amplasată în partea central-vestică a munților Semenic, este asemănată cu linii renumite din Europa, datorită peisajului și construcțiilor deosebite pe o distanță de aproape 34 de km și o diferență de nivel de 340 de metri. La sfârșitul secolului al XVIII-lea sunt descoperite în această zonă primele zăcăminte de huilă din țară. Astfel iau naștere minele de la Anina, Doman și Secu. Pentru valorificarea resurselor, statul austriac, cel care administra Banatul românesc în acea perioadă, ia decizia înființării unei linii ferate care să unească Anina și Baziașul pe o distanță de peste 60 de km. Cărbunele, minereurile de metale prețioase și mai târziu lemnul erau transportate pe Dunăre în Imperiu. Construcția a început în 1847, după un proiect ce prevedea folosirea tracțiunii cabaline. Datorită performanțelor aburului, sunt aduse modificări proiectului inițial, astfel încât să fie utilizate locomotivele cu aburi. Calea ferată urcă de la 220 de metri, altitudinea Oraviței, până la 560 la Anina. Pe distanța de 34 de km au fost construite 14 tunele în lungime de peste 2 km, viaducte număr de 10, ceea ce înseamnă alți 840 de metri, executate prin tăieri în stâncă. Zidurile de sprijin se întind pe 1 km. Cel mai lung tunel, Gârliște, are 660 de metri, iar pe Valea Jitinului a fost realizat cel mai înalt viaduct. Acesta are o deschidere în mijloc de 31 de metri, iar stâlpii de susținere de 37 de metri, în timp ce părțile externe sunt boltite și curbate. De remarcat este faptul că partea metalică a fost construită într-o zonă montană, fără macarale acum 150 de ani. Pe lângă faptul că s-a lucrat în calcare dure și compacte, între alte izbânzi tehnice menționăm raza de curbură mică a traseului, de numai 114 metri și înclinarea de numai 20:1 în unele locuri. O poveste tragică este legată de numele arhitectului Johann Ludwig Dollfuss Gier. Considerându-se vinovat de eșecul primei perforări a tunelului Gârliște, unde cele două galerii nu s-au întâlnit din cauza unei devieri verticale de aproape 3 metri, acesta s-a sinucis, aruncându-se într-o prăpastie. Linia Oravița-Anina a devenit cunoscută în Europa și prin locomotivele cu aburi. La început s-a folosit o locomotivă tender, articulată cu 5 osi cu plate, precum cele care operau pe calea ferată Viena-Triest. Până la apariția locomotivelor diesel au fost folosite cele cu 4 osi cu plate, ce aveau o viteză maximă de circulație de 35 de km pe oră. În depoul de la Oravița există încă o astfel de locomotivă, care ar putea circula, dar care are nevoie de reparații. Societatea privilegiată a căilor ferate de stat austriece a exploatat linia din 1863 până în 1891, când a fost naționalizată și trecută în exploatarea firmei MAV. În 1918, conform tratatului de la Trianon, calea ferată Oravița-Anina trece în proprietatea statului român sub administrația căilor ferate române. În decursul timpului, modificările făcute la infrastructura au fost minime. Zilnic, din Oravița pornesc 3 trenuri spre Anina, în jurul orelor 6, 14 și 19, iar durata călătoriei este de aproape 2 ore.